dragii mei, la rubrica Picătura de tradiție. Într-o lume ce se dezvoltă oarecum grăbit, o lume a mileniului 3, cu mașinării și aparaturi din ce în ce mai sofisticate, mai găsim un colț de lume rupt parcă dintr-o ramură a timpului străbun, unde oamenii știu să petreacă și să-și respecte originile. Am să vă spun că în această perioadă a anului, pe lângă clasicele sărbători cunoscute de noi toți, și anume Oboteaza, Sfântul Ion, Iordănitul Femeilor, mai există credințe cu caracter agrar. Așadar, în ziua de 6 ianuarie, întâlnim un obicei străvechi cu originea în limba greacă, numit Chiraleisa în Moldova, Chiralexa în zona de nord a Transilvaniei și Ciurlaileasa în zona Dobrogei, fiind tradus în limba română prin Doamne miluiește. În ajunul bobotezei, grupuri de fete și băieți umblă din casă în casă pentru a vesti sosirea preotului cu crucea. Ei primesc, în schimb, mere, nuci și prăjituri. În trecut, colindul copiilor, acompaniați de clopoței, era menit să aducă gazdelor holde bogate în noul an și să alunge în văzduh spiritele rele. Atunci, ei înconjurau de 3 ori toate construcțiile din gospodăria omului, strigând Chiraleisa, spic de grâu până în brâu, roade bune, mană în grâne, sau numai Chiraleisa. În Maramureș se formează la fel cete de copii care poartă 3 stuțe în care țin grâu. Ei umblă înaintea preotului pentru a anunța gazda de sosirea acestuia și aruncă grâul peste gazde și peste case, rostind un text ce diferă de la un sat la altul, și anume Chiraleisa-i, Doamne, grâu de primăvară și-n pod și-n cămară și-n tindă și-afară. Cât scărbuni pe vatră, atâția pețitori la fată, cât e penie pe cocoș, atâția coptiburi duhoși. Și așa mai departe.